Bine ați venit la povești și experimente online la Muzeul Municipiului București. Eu sunt Andreea Petcu, cofondatoarea Asociației Learning by Teaching și mă bucur să vă fiu alături și azi. În minunatul palat al postelnicului Costache Suțu din centrul capitalei, publicul bucureștean poate admira, în cadrul expoziției Elite și blazoane din vechiul București, obiecte armoniate cu blazoane care au aparținut elitei aristocratice românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primul sfert al secolului XX. Această expoziție readuce povestea unei lumi care a strălucit prin eleganță, stil, inteligență, spirit de sacrificiu și simț al datoriei, atribute pe care le dorim și azi în societatea românească. Fenomenul heraldic și, în general, manifestările heraldice sunt foarte vechi, apărând încă din antichitate și au evoluat odată cu societatea omenească. Heraldica este o artă și o știință deopotrivă. Expoziția Elite și blazoane în vechiul București cuprinde obiecte diverse care au pe ele aplicate blazoane și monograme ce au aparținut unor familii nobiliare ilustre, cum ar fi Suțu, Cantacuzino, Ghica, Mavrocordat, Sturza, Bibescu, Filipescu, Lenș, Miclescu, familia domnitoare Cuza și familia regală a României. Cu gândul la aceste familii nobiliare și istoria lor, vă invit să poposim pentru o clipă pentru a citi un fragment din cartea propusă astăzi de către editura Arthur. Fantasticele cărți zburătoare ale domnului Maurice Lesmore, scrisă de William Joyce și ilustrată de William Joyce și Joy Bloom. Lui Maurice Lesmore îi plăceau la nebunie cuvintele, îi plăceau poveștile, îi plăceau cărțile. Însă și viața lui era o carte pe care o scrisese chiar el, ordonat, pagină după pagină. O deschidea în fiecare dimineață și scria despre bucurii și necazuri, despre tot ceea ce știa și tot ce spera. Însă fiecare poveste are părțile ei neplăcute. Într-o bună zi, cerul se întunecă, vântul se porni să bată și bătu într-una, până când tot ce știa Maurice se împrăștie, chiar și cuvintele din cartea lui. Maurice nu mai știa ce să facă sau încotro să o apuce, așa că începu să rătăcească și tot rătăci, pe urmă a avut parte de o întâmplare fericită. În loc să se uite în jos, așa cum se obișnuise, Maurice Lesmore se uită în sus și văzu o domniță frumoasă care plutea pe cer deasupra lui. Domnița se ținea de un mănunchi sărbătoresc de cărți zburătoare care o trăgeau după ele. Maurice se întrebă dacă putea să zboare și cartea lui, dar nu putea. De fiecare dată se prăbușea la pământ cu o bufnitură aducătoare de tristețe. Domnița zburătoare știa că Maurice avea nevoie doar de o poveste bună, așa că i-o trimise pe cea care îi plăcea cel mai mult. Cartea se dovedi un tovarăș de drum cum se cade și îl îndemnă pe Maurice să o urmeze. Ea îl duse la o clădire nemaipomenită, unde păreau să-și făcut cuib o sumedenie de cărți. Maurice intră încet și descoperi încăperea cea mai misterioasă și cea mai îmbietoare pe care o văzuse vreodată. Era plină de fâlfâitul nenumăratelor pagini de carte, iar Maurice desluși murmurul stins a o mie de povești, ca și cum fiecare carte ar fi șoptit o invitație la aventură. Le mulțumim celor de la editura Arthur pentru cartea propusă. Ne întoarcem în expoziție și ne oprim în fața blazonului reunit al familiilor Filipescu și Băleanu. După cum puteți observa, este un obiect de heraldică monumentală, realizat în lemn policrom în secolul al XIX-lea. Obiectul se află în colecția de sculptură a Muzeului Municipiului București. Acest blazon a fost folosit probabil de ramura Filipescu-Băleanu, George Emanuel Filipescu fiind căsătorit cu Maria Băleanu. În această reprezentare, scutul familiei Filipescu este ancorat celui al familiei Băleanu. Scuturile au catenanți un leu din aur cu capul conturat și un cavaler în armură din argint cu coif cu pene tricolore. Scuturile sunt timbrate de vulturul bicefal negru, având pe cap o coroană de conte. În partea de jos se poate observa deviza familiei Filipescu: mai bine mort decât dezonorat. Pornind de la
blazoanele observate în această expoziție, vă propunem un experiment în care să puteți observa zborul vulturilor. Inspirați de blazoanele văzute în expoziția Elite și blazoane în vechiul București, ne-am gândit să realizăm un vultur mecanic. Pentru acesta veți avea nevoie de un recipient din plastic, o scobitoare, un pai, o sârmă plușată sau orice alt tip de sârmă, bandă adezivă, o coală de hârtie, un creion și o carioca neagră, foarfece și un cutter. Pentru început, decuplați flaconul de plastic. Protejați partea inferioară astfel încât să nu vă răniți. Realizați două incizii laterale cu ajutorul scobitorii, astfel încât să puteți introduce sârma plușată cu lejeritate. Îndoiți sârma plușată în forma literei U, astfel încât, atunci când aceasta este introdusă în recipient, să poată fi învârtită cu lejeritate. Cu ajutorul scobitorii, realizați o incizie în pai, incizie în care să putem introduce sârma plușată lejer. Introduceți sârma plușată în pai, iar apoi paiul va fi introdus în capac. Dacă acesta nu este prevăzut cu un orificiu, realizați dumneavoastră unul, astfel încât să se poată mișca paiul cu ușurință. Din partea inferioară a flaconului PET, realizați un decupaj lat de 1-2 cm. Perforați baza în așa fel încât să poată fi introdus paiul. Apoi pliați plasticul astfel încât să se formeze litera T cu două picioare. Desenați și colorați vulturul bicefalic. Apoi decupați-l cu ajutorul foarfecei. Lipiți vulturul pe pai astfel încât aripile să fie perpendiculare pe picioarele literei T. Acum vulturul nostru mecanic este gata. În momentul în care vom răsuci manivela din sârmă plușată, vulturul își va strânge aripile, iar apoi și le va întinde. Sperăm că v-a plăcut vulturul nostru mecanic. Vă așteptăm să vizitați expoziția Elite și blazoane în vechiul București la Palatul Suțu, precum și celelalte expoziții din Muzeul Municipiului București.